Mai importante știri economice ale zilei. Le aflăm chiar acum de la colega noastră Adriana Nedelea, realizatorul Profit News. Bună dimineața, Adriana. Ce vedem azi la voi? Vă salut, bun găsit tuturor. Vorbim din păcate despre scumpiri. N-avem vești bune, scumpirea pâinii, scumpirea produselor de panificație. Sunt voști care vorbesc inclusiv despre scumpirea cu vreo 20% a anumitor produse din import. Și da, s-ar putea să ne crească și ratele. Mamă, ne-am găsit salariile. Nu. Ar fi bine. E de așteptat ca BNR să vină cu noi creșteri de bândă la ședința de politică monetară de săptămâna aceasta. Da, vor crește ratele la credite. Există acest pericol dacă nu va mări din nou dobânda cheie să pună presiune foarte mare pe cursul de schimb. Și atunci BNR este nevoită să facă asta. Se întâmplă deja în Polonia, în Cehia. Urmărim, firește, evoluția și criza politică ne influențează. Care deja e la așa. Ordinea zilei. Stelian Muscalu va fi alături de noi, analistul economic. Ora 10, Profit News, vă aștept. Te urmărim, Adriana.